Aproximativ 2000 de turiști români au petrecut sărbătorile pascale pe litoral în acest an. În mini-vacanța de 1 mai însă, numărul va fi cu mult mai mare. Pentru weekendul 29 aprilie, 1 mai, la malul mării sunt așteptați alți 30.000 de turiști. Iar estimările ar putea fi chiar depășite dacă și vremea va fi bună. Cătălina Buzoianu are toate datele și ne spune mai mult. Bun găsit, Cătălina! Bun găsit! Doar două zile ne mai despart până la momentul în care se va da startul la distracție aici pe litoralul Mării Negre. Litoralul se transformă în punctul zero al distracției în mini-vacanța de 1 mai. Stațiunile Mamaia Nord și Vama Veche vor fi de departe cele mai aglomerate în această perioadă. Evident, în stațiunea Mamaia vor veni turiștii cu pretenții și cu bugete generoase, pentru că Mamaia Nord rămâne o destinație destul de scumpuță. Acolo tarifele pentru un sejur de 3 nopți, spre exemplu, pleacă, e adevărat, de la 200 de euro, dar pot ajunge la 1500 de euro la un hotel de 4 sau 5 stele sau la un apartament cu două camere, pentru că, iată, există și această variantă, iar varianta cea mai ieftină rămâne, evident, Vama Veche. Aici tarifele sunt la jumătate în unitățile de cazare, în plus există și posibilitatea de a sta la cort, pentru că, până la urmă, pentru vamaioți, nu confortul este important, ci grupul alături de care se află în vacanță și atmosfera care se creează, iar în Vama Veche atmosfera a fost întotdeauna de zile mari, așa că se pot caza și la cort sau pur și simplu sub cerul liber. În marea majoritate a unităților de cazare se așteaptă un grad de ocupare de aproximativ 80%, de altfel hotelierii așa au anunțat, peste 30.000 de turiști, iar dacă vremea va fi frumoasă, cu siguranță numărul va fi mult mai mare și avem și un festival de muzică electronică ce va atrage în stațiunea Mamaia Nord nu doar tineri din România, ci și foarte mulți turiști care vor veni din străinătate special pentru acest eveniment. Aproape 5.000 de participanți sunt așteptați la festivalul Sunwaves de anul acesta.